Avea mare evlav de la Maica Domnului. Citea acatistile, paraclistile, făcea metanii, totdeauna cu mari evlave la icoana Maicii Domnului. Da, auzând el că e atâta frumusețe în cerul, dar cu o înângere așa de frumos. Și da, Maica Domnului care împărătea asta Ierovinul. Și oare nu se poate el în viața asta să o văd pe Maica Domnului, măcar cât e cu putință omului. Că se încena de atâția ani Maicii Domnului. Și așa pot aduce, Maica Domnului, dacă vrei și dacă crezi că ne-i de folos, să te arăți mie în viacul de aici. Că eu surăsc în mănăstire de 50 de ani, de când surăi el acolo. Și eu văd sfintele tare icoane, dar nu pot să te arăți mie, pe cât este ca să nu mor, că ți-ar arăta slava ei, moare omul de asta frumusețe. Măcar zice, cât este cu putinții omului. Și atunci au eu în glas, părinte, că Augustin o cheamă. Ia seama, zice, eu am să mă arăt pentru evlavia ta, dar tu ai să vorbești de amândoi ochi și mi-e milă de tine. Vrei să rămâi fără ochi? Dar el zice, vreau. Câte zile mai am să rămân mor, nu mă știu deodată. Și deodată a venit întâi o mireasmă a Duhului Sfânt, că a început să vie o lumină, cu o răsare soarele, de mii de ori mai tare. Dar el și-a pus de gând. Zice, a să fac în Elgheu, a să închid un ochi. Și a să mă ciorească numai de unul. Cu celălalt tot am să rămân să mai văd. Dar cu unul tot o să-mi văd. Și când a văzut că vine lumina, când a apărut Maica Domnului, l-a închis un ochi. Și a căzut cu fața la pământ, că l-a orbit lumina. Că nu putea să stăie. Și tot când din când, Maica Domnului, ei, și atâta m-am arătat cât este cu putință ții. Și la blagoslovit era cu Mântuitorul în așa cum e pe icoană. Și ca fulgerul s-a dus la șer. Dar el, păi s-a dus, dar din care n-am mas cu ochi. Că așa l-a în care s-a uitat, așa a orbit. Și ala n-a mai putut vinetele, s-a orbit din lumina Maicii Domnului. Și amul era bucuros. Și îți duce la icoana mai mulțumesc cu ții Maica Domnului că te-am văzut. Și ne-a rămas un ochi. Era bucuros că a rămas un ochi. Și atunci aude un glas. Și azi m-am mai arăt odată. Dar nu te temi, zice. Să deschizi și ochiul ăștia. Ea se gândea. Aha, vreau să mă ciorască și de ăsta. Da. Când am ia două oară, dacă îl deschizi pe ăsta, gata, a rămas fără voi. Dar zice, să vie Maica Domnului. Și s-a gândit el. A să pun mânele la ochi, să văd așa măcar pe dedește lumina lui. Și când a văzut că vine, când a văzut, când am venit lumina așa de tare, e via să pun mână la ochi, l-a orbit și că s-a uitat, în loc să el orbească și pe celălalt, l-a deschis și pe celălalt. Și după aș pleacă Maica Domnului, știa că ți-am indicat ochiul și ala care pentru dragostea mea ai vrut să fie orb. Și de-amă rămâi și mă vei vedea în viacul viitor pentru veci și veci. Și s-a amuțit, atâta s-a aprins de dragoste a Maicii Domnului. Tot în viața unui se ducea la o zăcărului cântând în Maica Domnului o cântare. Și atâta bucurie domnicii a că nu se vorbească de cealaltă, i-ai deschis și ăla în care el vorbise. Și le-a spus și îi scrise minunii Maicii Domnului. Și toată viața lui le-a dat pe Maica Domnului și n-avea alt cuvânt decât Maica Domnului. Se ruga la Maica Domnului, se roage la Mântuitorul pentru el, ca să-i facă parte și o vadă în viacul viitor. Și așa te-a scris minunii Maicii Domnului. Ia gândiți-vă voi, dacă o sfântă icoana ei așa de frumoasă, făcută de un pictor. Da, acolo unii herovimii cei cu ochi muși, serafimii cei cu câți șase, adică îi cântă Maicii Domnului imnuri. Și cântările cele conducea Apostol Pavel și am auzit acolo cântări care nu este cu putință omul a vorbit. Până la al treilea cer, dar Maica Domnului peste toate cerurile, pe lângă Sfânta Treime. Și e acolo. Câtă slavă are Maica Domnului. Și piesa, n-au să-i spune în acoperimântul, în acatez, bucură-te acoperimântul lumii cel mai larg decât norul.
Un nord poate să acopere o țară, dar Maica Domnului cu acoperimântul ei acopere toate popoarele lui. Și cum e la ei, ca ta puterea a primit la Mântuitor. Oricine o cheamă, în pădure, în câmp, în pustie, în cetate, în casă, unde ar fi, la ce soare, ea aude. Pentru că e pus acoperitoare și mergătoare a întregii lumi, câte Dumnezeu.